Sunt foarte entuziasmat pentru acest matchup. O să vedem niște PvP corect jucat. Hai, stai! Stai să vedem match. Best of 3. Hai, faceți onorurile. Unul din voi. În colțul de sus îl avem pe campionul cu turneului trecut, Exces. Și în colțul de jos, semifinalistul campionului trecut, Ramizor, pus pe revanș. Să vedem acum ce fac băieți. Nu cred că o să-și facă cheese-uri ca în restul meciurilor, să joace cura băieți. Nu o să știe, PvP, orice e posibil. Și asta e o hartă bună pentru un țean îndraș, eficient. De posibil. Frumos, era un pas sus. Foarte bun contra camerașului. Proba lui Excess a ajuns. Da. Miroase. I-a blocat un gaz. Da. I-a blocat și na. Ținem cont că a mers double gate. Nu cred că o deranjează foarte mult pe Ramizor. Un pilon în bază. Interesantă abordarea din partea lui Excess și lui. Un cyber destul de târziu. Al Ramizor deja e pe jumate, gata. S-a entuziasmat Excess. Și a greșit build-ul. E treabă serioasă, băieți. Ia să vedem. Nu, cred că doar asta să scoateze prima oară și să-i blocheze natura ala. Ramizor face 2 stopperi. Morphe. Nu e Excess, abia a ieșit Cybercore-ul. A, las cam top acolo. Și un singur stalker și încă un gate. Însă avantaj de tech din partea Ramizorului, ar putea să facă o tranziție mult mai repede. Nu sunt ce ofensiv. Cred că își va lua a doua la cum arată. Da, văd că a luat baza la a treia. Încearcă să le ducă în eroare pe Excess, care să nu face scout. Rami vs Excess. Crede că vrea să-i facă all-in. Numai că Rami are mai mult decât all-in-ul lui. Nu fă nicio all-in, mă certăși. Haide, Ramizor, la... du-te acum, că n-are nimic. Du-te acum, acțiuni că n-are pe nimic. Minut, efective, sunt acolo. Hai, mă, Ramizor, trebuie să te duci, mă. Deci avem 3 stalker la 2. Și ar fi fost 2 la 1. Și n-are baterie aproape de... RoboBay, din partea mea Excess. Și-a ratat fereastra de oportunitate Ramizorul. Rami cred că s-a dus cu 2 stalker doar să facă delay naturală. Tot ce e posibil. Important ar fi să nu pierdă niciun stalker, da? Mare greșeală. De acum încolo te referi? Nu, inclusiv pe ăla nu trebuie să pierdă. Credeți că ar fi fost mai eficient din partea lui Ramizor să folosi stalkeria să dea jos pilonul ăsta? Nu. Nu. Și da, lasă și hai. Vision cu am gazul ăsta. Excess nu știe că a luat a doua deja. Acum că atacă pe ăsta da, disperat. Da, crede că va lua acum a doua. Știi? 5 stalkeri fără blink. 6. Frumos, frumos, îmi place bateria. Ramizorul are acum Robotics-ul, dacă are să pună de Immortal, n-are gaz. Îmi plac foarte mult aceste tranșee de ce le face Rami. Păi sunt obligatorii. Observer first. Excess merge pe Immortal first.
nu are vision. Observer. Rami l-a trimis. Access l-a trimis. S-au întâlnit observerii. Aici e decisivul. Uite aici. Îi vede observerul. Oh. Good. Foarte bună reacția lui Rami. Nu cred că a văzut exces a treia. Nu, sigur nu știe de a treia. Poți să apeși 1 să-ți confirm. Sigur nu știe de a treia. N-a văzut nici măcar un colț. Da. Și cum mă torc înapoi acum? E. Frumos. Ce joc inteligent, îmi place. Poți să faci totul pe butoane. Da. Așa era start. Un joc destul de macro din partea celor doi campioni, ca să zicem așa. Hai să vedem. Același număr de realist vorbind, Rami este supply-ul apropiat, supply-ul egal, jucătorii sunt în challenge de acum. Și e normal să fie amândoi safe. Avantaj 2 immortal pe de altă parte pentru exces. Însă și iau un early a treia din partea lor amizor. El vision-ul lui. Dar îl vede vision-ul lui exces. Die another day, ba nu. Îl vede. Se duce la el. Îl pierde? Îl pierde. Da. Nici Forge abia acum o să face pentru exces și un Templar Archives. Rami nu prea are armată. Pulsare are. E ok. O economie steady. La supply sunt amândoi jucători egale în momentul ăsta. Nu, uite, sunt așa în oglindă, știi? Uite, Ramizor acum a făcut terenie. A terenat Forge, îl pune Forge. Exact. E doar, sunt doar 3 worker diferență între ei la supply. Atât. Da. Excesia a treia. Ramizor deja completează a treia. Mi-ar place să văd power charge de la Rami. Meciurile trecute l-am criticat. Cred că toată lumea i-a zis că n-a făcut probe. Da, are energie și nu folosește. Uite, uite aici. În sfârșit, 50 energie trebuie să țină pentru un overcharge, just in case. În rest, orice altceva e în plus. Charge e aproape gata pentru exces, plus 1 la jumătate, Ramizor în spate la upgrade-uri un pic. Termină charge în același timp, Rami e un pic în spate cu plus 1, dar e ok. Până ar ajunge... Este un match în care macro... El, dar avea și el plus 1. Da. E un joc în care macro e egal. Să-i vadă a treia. De cum transferă. Patru gaze saturate. Bani, cinci. Nu-i vede atac. Mă, Ami sunt în blade acum. Amândoi au charge, amândoi o să aibă plus 1, însă exces are 4 arconi. Da. Și 3 immortali. Niște sentry-uri mi-ar plăcea să văd. Niște force shield-uri, niște guardian shield. Ar face diferență mare în locul ăsta. Ambii au pierdut 275 de minerale sau gaz. Ramizor și a patra cu tupeu. Nu știu că ai dacă se lovesc acum. Câștigă exces. Exces care upgrade plus 1. Da. 125 la 145 supply. Da, cum are și Ramizorul. Da. Dar n-ar arconi. Are mulți zeloți, dar... Plus gate-uri. Head-to-head nu o să fie ok. Trece atacul pe lângă armată. Base trade. Na, e prea devreme. Are cineva recall available? Exces are recall Amândoi available? Amândoi au recall available. Exces. Sigur. Așteaptă Exces să termine baza și pe aia să dea jos. Hai dar să vedem cine reacționează. Ce face Exces? Recall. Recall numai la o parte din punctă. Deci îi dă a patra jos și cu restul se apără. N-a dat recall-ul bine. Face base 3.
Stai, mă! Nu, nu faci niciun base 3, de prea devreme. Ce frumos. Acum, dacă dădea Rami recall și el, să-și salveze baza. Deci i-a rupt armata aia de acolo și, pe urmă, dar nu că-i rupe... Prisma e poziționată foarte prost. E so close, no matter how far. Nici da. Observerul nu-l vede. Ce-au e, fix, e fix în afara field-ului Vision. Au da. Plecat. Na, din engage-ul ăsta... Ce-ați învățat? Exce s-a pierdut 1000 de minerale, 1400 în plus. Toți sunt supply block. Dar mi-au frică de prisma aia, frate, nu știu cum stă acolo. Da, te ține tensiune cât tu pe oare. Dar uite că o vede acum. N-a văzut-o, mă. Ei, a văzut-o, sigur. N-a văzut-o, mă uit acum pe 1 și n-a văzut-o. A văzut-o că, uite, dă warp-uri direct. Mai face arcoin. Avem 5 cu 3, 8 la 2 arcoin. Mobilizare de trupe. Na, no, prisma e în față. A fost prisma-ul. Pe vizor în avantaj. Vizor în avantaj. Ia, dă prisma cealaltă. Da, ține bine acolo. Nu focusează prisma. Ține foarte bine acolo. Mai intre zeloția mai repede, mai repede, mai repede. Zeloții în flanc. Ce greșeală din partea de exces. S-a băgat în acel choke point. Imortele lui Ravizor n-au acces să atace armata de exces. Trebuie să țină zeloții arconii. Și așa. Focus pe arconii, 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 arconii. Trim pe spate. Mai mă, fă un pic de mai... Bun, am făcut mai cu sentence. Bun, mai fac arconii. Nu s-a mai dat seama la zeloți. Mamă, ce engage. Da. Mamă, ce micro. Și-a făcut și Ravizor arconi. Cine a câștigat engage-ul ăsta? De nimeni. Nimeni. Au rupt armata una în botă celuilalt și... Exces a câștigat. 6900 la 7000. 2 atac. Hai să uităm la upgrade-uri, că e foarte important. Sunt prea necănec. 18 drone diferență. Plus 2 exces. Da. Plus 1 Rami. Că asta a fost, dacă nu îl bătea Ramizor. Bling și Storm pe Rami. Storm contra Protoss. E ok, any upgrade is good. Îi anulează din charge loot. Ce engage a fost ăsta, ce head to head, ce neck to neck. Ce choke point. Să vedeți cum l-am filmat, fără interfață, frumos cinematic. Cum și-a bătaia. Deci un sentry acolo, foaaa. De-a split la următoarea lui excesul. Ca bază, avem... 4-4. Care a zis schema, da, uite. 80 de probe de la Rami, 68 de la Exces. Asta voiam să facă niște carriere, uite, face două carriere. Fii atent că o să ajute mult. Același timp com, dar cu niște carriere. Exces pe de altă parte și-a făcut tranziția spre aer. Dacă reușește să pună în bătălie de la 4 carriere în sus, da, exact. O să conteze. Da, la fel contează dacă Parconia nu o să stea genis pe carriere. E bine, el trebuie să fac carrier și cum iau și carrier, mai stochează acum repede armata ca un animal care are 1600 minerale și n-are gaz. Pune zeloții, nenorociți, că Exces n-are bani. Vedeți gazul ăsta? Da. E strategic neminat. Da, sigur. Azi economie. Vede Exces baza lui Ravizor. Exces ne aze un pic bazele. Și-a făcut calea viziunii Exces și-a pus pilot strategic. A văzut, se mișcă. Și-a dat warp in Exces. Bun. Se duce să verifice baza asta. Rami cu armata unde e? Curăță. Ar putea să-i dea jos baza asta cât pe Exces iar. Arcul e Exces. Rami n-are vision. Nu știe nimic, jumătate de hartă. Iminent. Și Exces n-are nici măcar o puntă care să-l oprească. Vede tot. Exces intră frontal. Direct, în natural. Și orizontal. Și fără milă. Rami? Fără milă. Rami nu este câștigător din acest engage. Este mai avantajos să lasă pe Exces să se ducă să-i distrugă tot. Și să ducă din spate. Acum are unitățile. Deși e 170... Da, nu, armata e acolo. 110 la 118. 143 la 198, 140 la 196.
câte... Chiar era la ciupeni, bine. Mai ales contra armatei, mare parte de sol. Dacă nu exces. Uite, vezi, 4. Dacă cade arcul, cade... Are cyber-ul. Să facă interceptor, n-are ce să facă. Dacă se mișca mai repede, dacă avea un observer aici. Da, da, băieți, de logi, mazi, de logi, i-a fost. Acum pleci. Și-a dat excessing warping de 40 secunde. Match 1. Bă, a rezistat Rami până în minutul 14. Super ok. Au fost neck and neck. Nu știu dacă era GG. Da, era GG. Cam greu, fără două baze în fa... Fără... Tech. Tech. Și fără minerale să recuperezi. Am avut Glittering Ashes, care nu-i nici mică, nici mare. L-aș pune o hartă care nu e în ladder. Dacă intrai bine mai târziu, nu ți-aș ia, zice la vizorul. Aș vrea să le pun harta pe care i-am pus să joace... pe Sergiu cu Satanas. Am găsit. Nu-i place. N-a vrut. Ce să-i pun? Mai joacă cineva în seara asta? Ce hartă să le punem? Bă, Borderlands 3, mock-up pe Epic Games. Pont. Dacă intrați acum, luați mock-up. Și ăla e mereu are DLC-uri mock-up. De ce nu zici? Curious Minds a jucat într-una. Blackburn am tot abuzat-o. Pune-l pe la cu violet, neon. Ai Curious Minds. E bună pentru PvP. Stalingrad. Bellingrad? Da. Nu e așa bună pentru PvP, dar hai. Urăsc cartea asta. Peții vor ladder? Băieții primești ladder. Aua, eu cred că poate să facă Rami o nebunie. Noi suntem tot siguri că Rami poate să facă o nebunie, doar că e factorul ăla de exces. Da. Mă bun. N-ai zis nimic și prea mult în același timp. Da.
Eu să știu, voi să vă mai gândiți. Bun, Berlingrad, planșa cu cățel. Bă, au inclusiv aceeași poză de profil. Coincidență? Nu, no, prea. Cred că sunt jocuri psihologice. Poar mă pui pe aia, pe 16-bit, ca să fie roșu-albastru fix. Ești optimist? O să vedem unul, da. Adică? Da, da, da. Și eu sper. Chiar mă duce să ia Exces, bătai. Da, hartă bună de cheese-uri, hartă bună de cheese-uri și de proxy-uri. În colțul din stânga îl avem pe Exces. Nu și-a mai luat bătaie de mult. Colțul din dreapta. Rami. Ți-ai luat tu cât pentru amândoi. Dar chiar că nu și-a luat deloc bătaie. Campionatul ăsta, what the fuck? Nici trecut. Ba da, și-a mai luat. L-a bătut corsarul, l-am bătut eu. Și eu i-am dat un match dacă ai să o iei. Și tu. Da, păi dar ăsta nimeni. Nici da, măcar doi nu. Bați, a, da. Uite, de data asta poate o să avem același număr de arconi acum care are gazele când trebuie Rami. Ok. No shenanigans. Cyber. Probabil Rami. Rami s-a un pic în avantaj. Pic. Cu ce? Cu ce, dragi? Cu 4 gaz. Cu atitudine. Cu atitudine, da. E pe ele. Hai, Rami. Nu aveam pe Balea ca clar văzător aici. Și-a pus prosoapele pe față și... Nu vrei să mă crezi, Batman. Crede-mă, o să vezi ceva miraculos aici. Eu fac da? Vizor acum, da. Hai să vedem ce putere ai tu. Ia uite, deny la naturală. Bine, Rami. Două gate-uri și un cyber de vreme, nu? Pune-i și la aia, pune-i și la... Aaaa! Ramizorul? Așa. Nu! Mamă, îi puneam pilonci aici. La treia. Da. Îl rezolvă tot. Scoate adeptul. Ramizorul. Avem doi ștocări. De la Exces. Se duce tot pe sol. Twilight. Nu vedem nici măcar un al doilea gateway din partea lui Ramizor. Îi ține de bază. Adept. De ce? Nu! S-a încurcat. E cam greu. De la și shade ăla nu se duce unde trebuie oricum. A pus proba să blocheze. Măcar dacă mai începea o dronă. Două baterii, dar n-are unitate. Dar în continuare, mai tras de timp. E minutul 3 jumate și Exces încă n-are a doua. Ramizor face stargate și uite, da, își pune două baterii să știi că he's safe. Însă lui Exces iese imediat încă două stocări. Și blink-ul, mult înainte lui Ramizor. Da, mă, că Exces e forțat să atace acum. Că e în spate. Dacă nu face damage economic, o să-și ia în freză peste 5 minute. Asta e dacă Rami ține pasul în producție de probe. Fiindcă a făcut chestia cu blocul și de-aia și-a pus bateriile, înțelegi? E pregătit. Se pregătește, dar să vedem. Asta este clar că se pregătește să atace. Faceți proxy gate Exces. Ramizor s-a învățat minte și a făcut sentry. Ia fiate, 400. A făcut sentry, dar nu e în poziție, ok. Bine, poate să dacă folosește Guardian Shield. Exact, cu bateriile. E super. Așa e. Până aici e bine. Să nu pice sentry-ul. Îl și focusează Exces. Bun. A dat. Ce l-a picuit. Dar mai are una, nu? Da, să mai facă și unități între timp.
8 stalker din partea lui XCS și un stalker din partea la lui Amizor. Dacă n-avea bani, că n-are bani săracu să mai facă ceva din Stargate-ul ăla, să mai pună un disruptor. Dar uite, are un Oracle, îl trimite acum. Mai vine un atac. Un atac mare. Din păcate n-are baterie. Are force field-uri măcar, un pic. N-are ce să facă cu force field, că n-are choke point. Două sentry-uri. Ia, ia, ia. Nu mai e, bă, snipe acum. Bun. No, a pierdut Rami. Uite-o vârstul ăla, așa, du-te cu oricum, n-a nu trebuia să meargă așa repede. Uite, știu ce a făcut aici, producție de toate. Pe Stargate-ul ăla, 3 stopuri. Și n-a retras nici probele în timpul deal. Păi nu prea mai are nicio șansă. Dacă aveți niște dis, mai zicea ceva, dar cu Stargate-ul ăla... Al din șapte. Da, din șapte. Deci niște tiți ar fi fost o tranziție fenomenală din partea Rami. Bă, chiar avea oportunitatea aici Rami, dar a sfeclit-o la defense. Da. Nu poți să nu faci unități. Da, prea puține. A pus gate-uri, n-a avut unități acolo. Nu. Și Excess era cu 6 stalker, 8 stalker, whatever, și el a pus atunci mai multe clădiri. Da. N-a crescut atac așa de vreme. Bă, nu, am făcut o mare prostie. Adică eu îl forțez să stea într-o bază, deci să, da, să cam duc o lin și pe aia mă duc la macro game să fac. Da, să schimb tech-ul. Target și chestii, da. Să fac și unități mai multe.